Zici că trebuie să traversezi strada și pe unde? Da, da. Da? Pe unde se traversează strada? Pe trecerea de pietoni. Bravo. Și dacă avem semafor, pe ce culoare trebuie să traversezi? Lecție de circulație în aer liber pentru zeci de copii preșcolari. Pe un covor pe care au fost reprezentate zeci de semne rutiere, copiii au avut ocazia să învețe cum se traversează corect strada și de ce te poți lovi în trafic. Ei au răspuns întrebărilor polițiștilor, după care au trecut la proba practică, nu înainte de a mai repeta cele mai importante indicatoare. Asta știi ce indicatori? Piste de biciclete și de oameni. Bravo! Deci asta este un indicator care ne arată că drumul este special amenajat pentru biciclete și pietoni, da? Da. Nu au voie da. Să duc circule mașină, da. Ca să nu ne accidentăm. Activitatea aceasta constă în aprofundarea celor învățate de către polițist, cum să ajungă la școală, cum să treacă pe o trecere de pietoni, cum să ajungă în siguranță pe partea cealaltă la magazin. În rest, la sfârșitul acestei activități, copiii vor fi premiați cu diverse lucruri și prin acestea, încă o dată, aprofundarea celor de învățat de aici, de la activitate. Părinții și bunicii au fost alături de cei mici și au apreciat o astfel de acțiune, cu toate că, spun ei, i-au instruit și acasă cum să se ferească de pericolele din trafic. E extraordinar, copiii trebuie să știe pe unde circulă. Băiețelul meu este fan indicatoare rutiere, le știe aproape pe toate. Și traversăm numai pe la trecerea de pieton sau prin locurile special amenajate. E foarte bună idee că îl înveți de mic. Că dacă de mic se învață cu trecerea de pieton, cu puțină atenție când ajunge acolo, să asigure stânga-dreapta și apoi calcă. Că sunt șoferi care nu prea mai au timp să oprească. Și e foarte bună. Ei trebuie, în primul rând, precauți. Că în ziua dat și pe trecerea de pieton poți să fii lovit. Să învețe copiii și așa știu, dar o idee bună. Cu nepotul traversați pe la trecere? Nepoata, traversați pe la trecere? Da, numai. Ați învățat-o? Da, știe. Când e verde, stă să se asigure, după aia traversează. Acțiunea este organizată de Inspectoratul General al Poliției Române și se desfășoară simultan în toate orașele din România.